Salutare, băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi suntem din nou în GTA 5, iar astăzi suntem plecați aici prin oraș la plimbare cu cățelul nostru, adică cu Bobiță, și desigur am venit până aici pe la magazin să vedem dacă îi găsim ceva cu care să se joace. Însă, nu uitați voi de la începutul acest episod, spargeți și voi butonul acela de like și hai să vedem câte like-uri strângem la acest episod. Ar fi genial să strângem măcar 1000, iar în momentul de față ne aflăm exact la magazinul de la care l-am cumpărat și pe Bobiță, adică pe cățelul nostru. Da, ați auzit bine. Și eu am venit până pe aici pentru că ei au o groază de chestii aici în magazin. Oare să lăsăm pe Bobiță afară sau să lăsăm cu noi? Până la urmă este magazin de animale, nu? Deci, hai Bobiță, hai intră, că de aici te-am luat, nu te-am adus înapoi, pur și simplu te-am luat și pe tine. Vii aici sau stai afară? Bă, ți-e frică să intri? What? Ok, Bobiță, vii sau nu vii? Bă, văd că nu prea vrea să intre, deci o să lăsăm și pe aici la intrare, dacă nu vrea să stea, asta este. Uite, o să te punem să stai aici jos, bravo Bobiță, uite, uitați-vă aici cum stă pe jos, da, stă aici pe jos, mă așteaptă, l-așteaptă pe tati și da, o să vin în imediat, pentru că ne uităm aici dacă găsim ceva interesant. Bună ziua! Bun, deci avem aici o groasă de chestii pe care le putem lua și noi. Uite, avem și din asta bol din ăla din care să mănânce. Aici să-i punem nume din ăla la zgardă. Normal ar trebui să cumpărăm așa ceva. Și avem așa pat pentru el. Avem aici niște chestii, ceva tratament. Aici, uite, avem mai multe paturi, gen pat gri pe care scrie ciop. Și aici avem unul așa, vedeți, ok, și avem și niște pastile din astea, cred că dacă e rău sau ceva de genul sau dacă îl doare burta. Vedem aici ce s-a stea, hăinuțe, am putea să-i luăm o pălărie din asta, uite, Cyan Tiny Head, cred că e ceva pălărie din asta albastru, da, cred că o să luăm așa ceva pentru că vreau și eu să-i, mă, ce? Nu pot să cred, blue bandana și uitați-vă ce descriere are, gang, gang, pug. Normal e pentru căței ăia micuți, dar hai să vedem dacă putem să-i punem și noi. Aici, uite, din asta are, cum se numea? Este așa, nu cerc, mă, nu, cum se numea, gen pentru unicorn, deci corn din asta albastru, gen să pare că este unicorn, ceva de genul, arată un pic cam ciudățel. Aici avem mai multe zgârzi, zgarde, zgârzi, nu știu care este pluralul, și noi mi se pare că avem pe alb sau pe negru, nu mai știu ce culoare am luat, dar păcat că n-are albastră, o să mai venim, poate aduce. Avem aici ochelari, mamă ce șmecheri sunt și ochelari ăștia, gamepad, de ăștia am cumpărat și noi, mamă, o groasă de chestii, mamă, vezi, asta lui Batman, dacă pot să o pun lui Băbiță pe asta, o să fie amuzant rău de tot. Bun, ce mai avem pe aici? Ceva chestii pe care le putem cumpăra, destul de tare. Vestă, iar aici avem mai multe accesorii de cățel. Avem și noi minge din asta. Avem și din asta lesă, deci mi se pare că o avem pe aceasta cu negru. Bun, bă, avem ceva, dar mă așteptam să fie adus mai multe chestii. Ia să vedem aici, plătim și noi și am cumpărat aceste chestii. Iar de aici, din câte vă amintiți, am cumpărat cățelul, da? Pentru că este un magazin din asta de animăluțe pe aici. Au și pisici, uite, vedeți că au pe aici păze cu pisici, cu căței și așa mai departe. De ce nu? Destul de drăguț și... Hai, că am venit înapoi, tati, vin aici, Bobiță. Noi suntem aici cu mașinuța noastră. Am venit până în zona asta de unde l-am cumpărat. Ai fost cu minte, Bobiță? Ia să vedem dacă ai fost cu minte. Ia să vedem că avem aici niște jucării pentru tine. Ia să vedem aici. Avem și niște jucării. Două secundele. Mi se pare că putem să aruncăm și ne mingea. Pam, du-te după ea, du-te după ea. Uite-ți cum se duce. Oh my god, oh my god. Uite-ți cum se duce, Bobiță, după minge. Hai, și adu aici la tati. Adu aici. Haide, așa, bravo, adu aici. Mersi, mersi. Uite, adus-o, perfect. Mai vrei să o aruncăm încă o dată? Hai că mai aruncăm încă o dată, tati, pam, du-te după ea. Du-te după ea, du-te acolo, uite acolo, în față. Uite, uite acolo, bă, ți-am făcut semn. Uite, acolo, da? Hai, du-te după ea. Bun, bravo. Hai, și vin aici, că după aia plecăm și noi spre casă, pentru că avem niște treabă. Am dat comandă de niște mașini de lux din astea, foarte scumpe. Oh, bravo, 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 bravo. Cine este băieți? Bun. Cine este băiețel bun? Bravo, bravo, bravo. Uite aici, bravo, uite că meriți. Bravo, bravo, uite, ești un băiat bun. Ai adus mingea de două ori până aici. Bun, iar în momentul de față o să-l punem pe
Bobiță să urce și el aici în mașinuța noastră, pentru că trebuie să mergem până la Antido Performance. Da, ați auzit bine, trebuie să mergem până la Antido Performance, avem niște treabă și ideea este că o să trebuiască să mergem la Antido Performance pentru că am dat comandă din niște mașini și nu m-am dus eu după acele mașini, da, din câte ați auzit nu m-am dus eu după acele mașini, ci a venit acel tip și mi-a dus acele mașini, deci o să trebuiască să mergem, să preluăm comanda din câte știți. Deci, în momentul de față o să... Oh, uite ce cățel are ăla în dreapta acolo. Oh my god, am crezut că este tot cățel ca nostru, dar o să tragem aici un pic pe dreapta, ceva de genul, și o să punem aici unde trebuie să ajungem. Noi trebuie să ajungem undeva în zona asta, dacă nu mă înșel. Nu, trebuie să ajungem undeva aici. Perfect. O să trebuiască să îmi salvez și o locația asta pe GPS. Pardon, mă scuzați, că era un tip care trecea cu motocicleta. Și da, o să trebuiască să mergem acum repejor, pentru că, na, pe la ora asta, din câte știu eu, ar fi trebuit să ne ajungă comanda, deci o să mergem și noi, pentru că, na, o să lăsăm acolo pe tipul ăla să aștepte și probabil mai are și alte comenzi de făcut, pentru că am pus pe cineva să ne aducă mașinile din port, pentru că au venit din altă țară, da, ți-au zis bine, au venit mașinile astea din Spania, din câte am înțeles, iar acum o să trebuiască să preluăm aceste mașini, să le ducem înăuntru la Antido Performance și, desigur, what, ce aici? Ai un șantier din ăsta, dar oare ce se deschide acolo? What? Este așa? Aici ce se deschide, bă? Dacă nu-mi dau seama... Destul de interesant, dar uite, zici că e ceva de motocross aici, vedeți? Uite, cu steaguri, mă, ce? Ce-o fi asta, mă, pe aici? Da, nu se putea și ca Bobiță să iasă din mașină? Păi, se putea ca Bobiță să stea în mașină acolo să mă aștepte? Nu, ia, vine aici, hai, vine aici, vine după mine, că vreau să mă uit un pic. Ce tare mi se pare zona asta, dar nu știu... Vor să construiască ăștia ceva interesant pe aici, nu știu, să construiască vreun motocross din ăsta, ceva raliu. Uite cât de șmecher e. Mamă, destul de șmecher dacă vă uitați. E o zonă destul de măricică aici. Oare ce se construiește? Sau ceva cartier? Destul de tare, dar sunt foarte multe șantiere, nu știu, zone din astea de construcții pe aici prin Los Santos și în împrejurim. Dar uite, destul de tare aici, deci pare să fie un teren din ăsta de raliu, așa, nu știu, tare rău de tot. Dar o să vedem, că mai trecem noi pe aici, mai venim și la magazinul ăsta de animale, de ce nu? Și hai să vedem, Băbiță, hai din nou în mașinuță, hai, sus în mașinuță, Băbiță. Sus în mașinuță, Băbiță. Hai, sus aici. Sus și cu tine, aici, așa. Perfect, iar momentul de față va trebui să ne ducem din nou în Los Santos. Bă, nu știu, roțile astea parcă nu mai îmi plac atât de mult, pentru că nu mai arată mașina atât de bine când are roțile așa. Deci cel mai probabil o să le schimbăm, pentru că nu se potrivește cu mașinuța așa. Dar din câte știți, eu încerc să fac toate experimentele posibile pe mașini și acum cred că la asta am exagerat, pentru că arată destul de ciudat și este prea prea lată mașina din cauza la roțile astea. Nu știu, arată destul de ciudat dacă mă întrebați pe mine. Da, destul de ciudățel, însă cel mai probabil o să o rezolvăm, o să-i schimbăm din nou roțile să arate un pic mai normal și mai corect până la urmă, pentru că mărimile jantelor sunt mult prea extreme pentru o astfel de mașină. Iar acum, ia să vedem, pentru că am intrat din nou în Los Santos pe aici. Mamă, mașina asta e atât de rapidă, bro, deci ajungi dintr-un punct în altul atât de repede, pentru că este foarte rapid, deci foarte stabil aici pe drum. Însă, ne apropiem foarte mult de Antido Performance, vedem dacă a venit și tipul acela, dar cred că e deja aici, frate, nu știu, ăștia nu întârzie, de obicei nu întârzie, numai noi întârziem, dar asta este partea a doua. O să mergem aici să vedem care este treaba. Ia să vedem, trecem și pe la domnul Lee. Se vede ceva pe aici? Nu, no, deci cred că are multă treabă sau probabil că este plecat până la urmă, dar nu contează. Ia să vedem că am trecut cine pe aici. Așa, și acum suntem foarte aproape, bro. Da, suntem foarte, foarte aproape să mergem aici la Antido Performance. Oare să lăsăm mașina acasă și să mergem pe jos? Da, am putea să facem chestia asta, dar... nu știu ce să zic. Am putea să ducem mașinuța acasă, pentru că avem niște treabă și prin oraș. Și pe lângă asta, cred că m-am dus greșit pe aici. Upsi, mamă, stai un pic, trebuie să o luăm în partea dreaptă. Avem grijă la cei de aici din trafic. Și ideea este că l-aș lăsa și pe Bobiță acasă un pic, pentru că noi mai avem niște treabă, dar putem să lăsăm și la Antido Performance, nu e problemă. Ia să vedem, că tipul ăsta i-am dat locația, gen, știe în ce locație să...
Vine, dar nu sunt sigur dacă a venit deja, ia să vedem, ne grăbim și noi, că nu prea este bine să întârzi la așa ceva, adică totuși, pentru, o fi ăsta? Nu pot să cred, este așa, o fi tipul ăsta de aici, dar nu cred, nu, ia, stai un pic, o fi tipul ăsta? Dar nu pare să fie ăsta. Nu vă supărați, dumneavoastră trebuia să mi-aduceți ceva comandă. Pentru asta sunteți aici. Nu, despre ce comandă vorbești? Eu pur și simplu s-a întâmplat pauza de masă. Tot noi am venit de la muncă și fac aici o pauză. Lasă-mă în pace, că nu am, eu nu sunt cine crezi tu. Ah, upsi, bă, stai că nu e ăsta. Ok, destul de ciudat. Însă, hai încoa, băbiță, apare nu e tipul ăsta. Dar nu știu, cine e atunci ăla? Sau face numai pauză, stă pe aici? În fine, băbiță, tu o să stai aici, da? Deci o să stai cu minte aici, în momentul de față. Ia să vedem. Nu, stai cu minte, băi, șobalane, stai un pic aici. Ia să vedem. Dacă nu, stai, am o idee. Uite-l, punem aici, să se ducă după mingiuca asta. Hai, du-te aici după mingiuca. Bă, nu acolo! Bă! Vino aici! Bă, șobolan mic. Vino aici. Uite aici, trebuia să te duci după mingiuca asta, mă. Uite, după mingiuca asta trebuia să vii. Mamă, nu ne ascultă. Deci câteodată nu ne ascultă, băbiță, și nu-mi place de loc. Vino aici, uite mă, el vrea afară, bă, vino aici, mă, că trebuia să-mi aduci normal mingiuca, dar tu nu mi-aduci mingiuca, destul de ciudat. Uite, o mai arunc încă o dată. Nu, băbiță, nu ai voie acolo. Nu acolo, du-te după minge. Uite, acolo te duci, după mingea aia. Hai, băbiță, bine, atunci, dacă n-ai chef, dacă tu atât nu ne ascultă, dar nu mai contează, hai, stai aici jos, stai acolo jos, da, hai, stai acolo, mă. Mai, nu mai fi rău și stai acolo când îmi spun, stai acolo, pe jos, hai, stai acolo, pentru că eu o să mă întorc imediat, trebuie să ne ducem acum, pentru că tipul acesta cel mai probabil a ajuns aici, deci cel mai probabil a ajuns tipul ăsta și, să sperăm că nu ne certăm cu el sau ceva de genul, pentru că i-am zis o anumită oră și el probabil mai are și alte comenzi de făcut și, nu e atât de frumos din partea noastră să facem chestia asta, dar hai să vedem, o fi pe aici, ia să vedem. Că am ajuns deja, normal trebuie să fie la parcarea noastră, că de obicei aici le zic să vină. Și, bă, deja văd un tir aici, deci ele, bă, dar uite, a scos și mașinile. Holy moly, tipul ăsta chiar s-a grăbit, bă, mă laș. Ia uite-l, bă, a venit deja, bine, am întârziat. Mă scuzați, eu sunt, pentru mine ați făcut comanda. Mă înțeles, dumneavoastră să treci la domnul Altidor, dar ceva la fel de mult, adică mai am și alte treburi de făcut. Da, știu, greșeala mea, am avut și alte treburi, am fost plecat din oraș, am fost în vacanță și din astea, înțelegeți dumneavoastră, hai că am fost în vacanță, dacă am fost plecat din oraș, domnule, am avut niște treburi, e tot în regulă, adică mai e ceva de făcut? Mașinile dumneavoastră se află aici, vi le-am adus pe amândouă și vi le-am descărcat deja, este vorba despre un Lamborghini, care este custom, deci este tunar, și mai avem aici un Cadillac Escalade și desigur va trebui să am și o semnătoră din partea dumneavoastră, dacă totul este în ordine. Puteți să verificați și comanda. Dacă e totul în regulă? Păi da, cam așa pare. Deci avem aici un mare Cadillac. Oh my god, uitați-vă cum arată. Mamă, asta da mașină, bă băiatule. Deci uitați-vă aici ce mașini am adus. Deci, bine, nu le-am adus eu. Eu le-am comandat și le-a adus tipul ăsta. Că, le-am comandat noi din altă țară, dar cu tot cu transport. Și uitați-vă aici, nici n-au numere, vedeți? Nici n-au numere. Deci mașinile astea o să trebuiască făcute, înmatriculate. Și sunt deja custom, adică sunt ceva, au ceva tuning, vedeți? Și asta e foarte jos. Și uitați-vă cum are și farurile acolo, de bea se văd. Și aici, mașina asta, uitați-vă ce jante. What? Hai, mă, nu cred. Mă sună cineva exact acum. Asta e coincidență prea mare. Deci eu nu pot să cred. Am trecut pe lângă domnului și acum mă sună. Ia să vedem ce vrea. Da, domnului, cu ce vă pot ajuta? Aveți nevoie de mine sau care este treaba? Vă pot eu suna un pic mai târziu că am niște treabă acum. Am dat comandă de niște mașini. Antidot, trebuie să fii repede de la mine la dealer, la Auto Exotic, pentru că trebuie să vezi asta. E nevoie de tine, am nevoie de părerea ta în momentul de față și e ceva urgent. S-a întâmplat ceva ce nu ar fi așteptat să se întâmple și am nevoie de tine. Tu cred că știi ce putem face în această situație și da, cred că trebuie să fii urgent. Opa, păi stai un pic, mă cam speriați, domnule, sunteți în regulă? Ce s-a întâmplat? Asta sună ciudat rău de tot.
Ce s-a întâmplat? Sunteți în regulă? Sau ați pățit ceva? Da, Antidot, sunt în regulă în momentul de față, nu-ți slăbiriși, dar trebuie să vii urgent la mine, la dealerul auto, pentru că s-a întâmplat ceva ieșit din comun, ceva extrem. Trebuie să vezi și tu asta neapărat, pentru că nu știu ce să fac sau, da, să sperăm că nu trebuie să fac ceea ce cred eu că trebuie să fac, așa că trebuie să vii aici cineva care mi-a cauzat niște probleme și am nevoie de ajutorul tău. Am înțeles, gata, bun. Păi atunci mă ocup aici rapid de comandă și vin imediat. Vin în câteva minute, vin acum, imediat. Două secunde, că trebuie să fac aici o singură chestie și vin imediat, domnule. Hai că vin imediat, da? Mă grăbesc. Bun, în momentul de față nu am niciun habar ceea ce se întâmplă și de ce trebuie să mergem la domnul, dar... Ok, da, aparent comanda este bună aici, da, din câte am văzut ați adus și acest Cadillac aici, Lamborghini-ul ăsta pe aici, exact ca în poze, da, e tot în ordine, nu văd să aibă nicio problemă, da, ce trebuie să fac acum? E doar și simplu, lăsați aici o semnătură, dacă totul este în ordine și, da, cred că am terminat, cheile le aveți în contact la ambele mașini, iar în momentul de față este totul la regulă, da, semnați aici. Perfect, în momentul de față am semnat și noi aici documentele și cred că eu pot pleca, nu? Adică, na, nu știu, mai e ceva de făcut, domnule, sau suntem în ordine? Pot să plec, nu? Da, domnule, totul este în regulă, o zi bună, eu o să plec acum, o zi bună. Bine, domnule, o zi bună acolo și succes în continuare cu ceea ce faceți. Ia uite, bă, ce face ăsta cu tirul lui acum, doamne, ok, da, cred că nu e atât de bun șoferul pentru că coboară ca să uite dacă are loc, dar de parcă nu știe când a intrat aici cu mașina, dar în fine, ia uite-l, bă, doamne, da, ce șoferi avem aici în Los Santos, nu mai zic nimica. Iar în momentul de față, cred că o să mergem și noi cu una dintre aceste două mașini, ori cu Lamborghini, ori cu Cadillacul ăsta, pentru că avem niște treabă, adică trebuie să mergem până la domnului. Mamă, ce mașină, bă, băiatule, ia uitați-vă aici, mamă, ce urât face, nu poți crede, auzi. Nu pot să cred, mamă, da. Deja mi-era dor să mă dau cu un Lamborghini normal, pentru că noi îl avem doar pe cel tunat al lui fratele meu, însă acum noi trebuie să așteptăm după tipul ăsta până iese cu remorca lui de aici. Bă, băiatule, bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Da, trebuia să ieșim noi primii, dar noi trebuie să ne ducem la domnul Lee. Bine că nu se ducem partea stângă, se duce în dreapta, ia să vedem. Iar acum, hai să mergem și noi la domnul Lee, pentru că ne-a chemat și a spus că este o urgență. Acum nu știu care este urgența aia, pentru că mi se pare absolut ciudat, adică a spus că are o problemă sau ceva de genul, s-am înțeles ce bine, are o problemă și are nevoie de părerea mea, adică, na, nu știu, și el e om mare, deci are nevoie de părerea mea, habar n-am, dar probabil că este ceva la care mă pricep eu sau... Na, sunt un om de încredere al lui domnul Lee, pentru că nici el nu prea are alți oameni de încredere pe aici prin Los Santos, dar nu pot să cred cum e mașina asta, bă. Da, o să trebuiască să o pregătim de vânzare, nu este o mașină pe care vreau să o păstrez neapărat, este o mașină pe care am comandat-o pentru că vreau să o tunez în continuare și să o vindem, deci da, cine știe, poate o să comandăm și alte mașini din astea foarte scumpe. Puteți să scrieți voi în secțiunea de comentarii ce mașini ați vrea să comandăm la Antidote Performance pe care să le tunez și după aia să le dăm desigur mai departe, adică să le vindem, pentru că ăsta este scopul lor. După ce le tunăm la Antidote Performance, noi le vindem ca să facem profit mare rău de tot. Însă, ia să vedem și noi, mamă cum e Lamborghini-ul ăsta, nu vine să cred. N-am mai fost pe la domnul Lee, pe la dealer, de ceva vreme, pentru că n-am mai adus mașini, adică a mai fost odată, dar n-a adus ceva interesant, doar niște mașini din astea mai plictisitoare. Iar acum sunt foarte curios ce se întâmplă, pentru că ne-a chemat, ia să parcăm și noi pe aici, ce ceva de genul. Așa. Ia să vedem ce vrea domnul Lee pe aici. Dar unde o fi? Înăuntru, nu? Că n-are pe unde să fie pe aici. Dar văd că domnul Lee a adus ceva mașini pe aici. Nu o să vă mint, dar nu prea îl văd. O fi pe aici pe el prin birou. Ia să vedem că dacă Tony a chemat aici... Pe ăsta m-a mințit, bă. Ăsta nu e aici. Mă, ce? Nu e la birou. Ok, da, cred că ne-a făcut prank și m-a chemat așa la mișto sau hai să întrebăm, nu te supăra, știi unde e domnul Lee? Adică mi-a făcut prank că m-a chemat aici și eu nu-l văd nicăieri, unde? Mi se pare că e în camera lui, da, e în camera lui sau, nu știu, probabil că este în camera de schimb sau countește pe aici, că e aici, n-a plecat de la dealerul auto. Da? Am înțeles, deci e aici până la urmă. Bun, acum hai să-l căutăm. Păi la birou nu era. Eu ce mașini a adus pe aici, destul de interesante. Și asta ce frumoasă e.
Nu pot să cred. E albastră, vrea să-mi facă un cadou? Cine știe, hai să ne uităm. Dar aici la biroul lui nu e, deci unde o fi aici nu e, că e toaleta, nu? Nu intru aici. Domnului, sunteți aici? Nu ziceți că sunteți aici, domnului. Sunteți aici? Nu e. Ok, mai bine. Deci o să trebuiască să-l căutăm, nu? Prin toate camerele, noroc că nu are așa multe. Și aici... Nu, aparent nu e aici, că aici e camera de schimb, adică na, aici se schimbă mecanicii în uniformă și așa mai departe. Și atunci unde poate să fie, că n-are unde, aici la barul lui în dreapta nu este, sau? Hai că doar nu stă aici în colț, acum să mă sperie, nu e aici, păi atunci unde poate fi, aici, în camera lui, dar n-are cum să fie să... Ce se întâmplă aici? Bă, what? Stai un pic, am greșit jocul, băieți? Am greșit jocul? Mă, ce? Nu văd bine. Nu, stai așa, mai intrăm încă o dată, pentru că nu văd bine ce se întâmplă, stai un pic. Deci, eu, ok, na. Bun, deci o să mergem să-l căutăm pe domnul Lee. Da, mergem să-l căutăm pe... Bro! Mă, ce? Păi, văd bine? Să mă cepească cineva. Mă, what? Oh, bine venit, antidot, ai venit destul de repede. Păi și pe mine m-a surprins prima dată și chiar m-a lăsat foarte surprins. Da, asta este cuvântul, m-a lăsat foarte surprins. Ideea este că tipul acesta m-a surprins până în momentul în care a vrut să-mi fură mașina pentru că a spus că e din diamant și că e mașina lui. Da, el a spus că... Eu mai fină jos, care este a lui, că este din diamant. Tipul ăsta e numărul de tot. Deci, ce facem, antidote, nu pușcăm sau tu de ce este? Domnule, eu zic un pic să ne calmăm și de ce e tipul... Nu pot să cred, deci noi am greșit jocul, băieți, noi am greșit jocul, deci... Băi, eu văd bine aici ce... Nu se poate așa ceva. De ce este Steve din Minecraft la noi, în Los Santos, în momentul de față și... Stai, ce... domnule, ce a spus că a făcut? A vrut să vă fure mașina că e din diamant? Am o mașină jos, antidot, care este exact în culoarea care îți place ție, albastră și tipul acesta a venit și a încercat să fure acea mașină pentru că a zis că e din diamant, strălucește și e foarte scumpă. Da, tipul ăsta e nebun. Ce zice, antidot, îl împușcăm, ce facem? Spune-te ce să facem cu el pentru că de asta te-ai închemat, n-am să ce să fac, cum să procedezi. O, doamne, cum ar trebui să-i explic acum eu la domnul că tipul ăsta nu e de aici, că nu că nu e din Los Santos, nu e din, da, înțelegeți voi, e din Minecraft, dar nu înțeleg o chestie, domnul Lee de ce se comportă ca un mafiot cu doi tipi cu arme aici, da, cred că avem mai multe chestii de aflat despre domnul Lee, cred că încă nu l-am cunoscut îndeajuns de bine, adică, da, domnul Lee cam pare să fie ultimul mafiot de aici din Los Santos și, da, nu știu cine-s tipii ăștia, dar aparent suntem prieten cu ei. Da. Nu mai zic nimic. Nu, domnule. Stați liniștit. Nu, tipul acesta probabil că este e un pic dus cu capul, probabil. Are el ceva? Nu. E probabil face el ceva pe aici, nu. Bun, iar acum pot să plec de aici sau ce ar trebui să mai fac ca să plec? Wow, ăsta vorbește. Mă ce, domnule, eu am înțeles că a vrut să vă fure mașina. Dar de ce nu mi-a spus că vorbește? Bă, what? De ce vorbește chestia asta? Ok, da. Aparent Steve, deci ar trebui să înțelegem asta. Nu, domnule, îi facem așa. Îl lăsați, mai dați încă o șansă. L-am văzut eu undeva. Mi se pare că... Da, nu știu ce mi se pare mie. Lăsați-l, domnule, e de la ceva, e de la circ. Da, e un circ aproape de Muntele Chiliad și acolo, de acolo a venit. Nu, e băiat bun, lăsați-l în pace, nu va face nimica, nu vă fără nimica, nu, lăsați-l în pace de data asta. Ești sigur, antidot, de chestia asta sau, pur și simplu, vrei să îl salvăm în momentul de față? Pentru că mie nu-i cam cauza probleme și cam să-l separe pe el. Ești sigur că nu vrei să lăs băieții să se ocupe de el? Nu, e ok, domnule, lăsați-l în pace, nu, mai greșesc cu oamenii, mai greșesc, nu, hai, nu mai vorbi, stai de aici de jos, nu mai vorbi, ridică-te și hai cu mine, lăsați-l, domnule, vă garantez eu că nu o să mai facă nimica, hai cu mine, băi, ăsta de jos, da, cred că te cheamă Steve, dar în fine. Dar tu de unde știi cum o cheamă și de unde știu că nu o să pățesc nimic? Păi dacă prefer să stai cu tipii ăștia pe aici, nu e nicio problemă. Frate,
dreptate, stai aici, nu e problema. Ah, știi ceva? Hai să plecăm mai bine, da, ai dreptate, hai să plecăm, da, cel mai bine hai să plecăm că nu-mi place aici, da, ai dreptate, da, dar unde mergem? Bro, cum adică unde mergem? Tu mergi de unde ai venit tu și nu te mai întorci aici, că altfel îi las pe băieții aia și se ocupe de tine, ori, da, cel mai probabil te duci acolo de unde ai venit, dar cu mine n-ai ce să cauți, bro, și... Ce cauți aici în primul rând? Nu ești cumva din Minecraft ceva, nu? Ah, ba da, dar de unde ești tu asta? Păi, da, eu am casa mea aici în Los Santos acum, dar nu o să stau foarte mult. Pur și simplu mă distrez, nu stau doar pe Minecraft, adică eu sunt Steve. Bine, bro, gata, nu mai mă urmări, acum du-te unde-i tu treabă și lasă-mă în pace, că dacă nu-i chem pe tipii ăia, de serios, o să vorbesc cu tipii ăia, să vină după tine. Deci o să te ia tipii ăia, dacă nu ascult și nu te duci acasă și o să te ia iară acolo de unde te-am salvat. Hai, acum du-te și lasă-mă în pace, că nu am timp de tine. Nu mai stai în fața mașinii. Doamne, dă-te mă de aici, n-auzi? Doamne, cea mai ciudată zi din viața mea. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. De ce tipul ăsta din alt joc la noi în oraș, adică în Los Santos, și de ce mă urmărește, bro? Mamă, zici că acum suntem prieteni de nicăieri, adică ok. Asta e ciudat, dar nu știu ce se întâmplă, bro. Eu pur și simplu am avut niște treabă în oraș, am vrut să mă plimb cu cățelul meu și după aia să luăm mașinile astea și acum m-am trezit cu cea mai ciudată chestie pe care am văzut-o vreodată. Ok, să sperăm că nu-l mai vedem niciodată, ca să ar fi cea mai ciudată chestie din lume. Să mai dăm de el încă o dată pe aici, nu mersi, adică nu, chiar nu vreau probleme. Plus că i-a făcut probleme la domnului și eu nu vreau să stau cu astfel de oameni. Nu, nu există așa ceva, dar what? Ce ciudățenie, adică bro, what? Steve din Minecraft erai? No, nu mai zic nimic, da, mă prefac că n-am văzut, poate este un prank, poate era doar un tip îmbrăcat în așa ceva. Da, nu știu ce să zic. Pentru că părea destul de ciudat. Chiar era ciudat și de ce s-a întâmplat asta exact aici? Nu, n-are logică. Și ce a zis? Că vrea să fără o mașină din diamant? Mamă, să sperăm că nu le vede pe ale mele, că toate sunt albastre și arată diamant, dar hei. Dar da, bă, băiți, cam asta a fost tot pentru episodul de astăzi. Nu uitați și voi, ca de fiecare dată, să spargeți butonul acela de like. Hai să strângem cât mai multe la acest episod și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!